Bună seara, doamnelor și domnilor! Va fi deosebit de rece în perioada următoare. Pentru început, vorbim despre Europa. Pe continent, ploile cuprind sud-vestul teritoriului, iată pe aici, prin Spania și prin Portugalia. În regiunile central-estice și central-sud-estice, va fi lapoviță în zonele de câmpie și de deal, iar la munte o seningă. În restul continentului, așteptăm vreme mai frumoasă. La noi, din această noapte se răcește și sunt anunțate averse în majoritatea regiunilor. Iar pe alocuri vor fi însoțite și de descărcări electrice. Excepție o să facă Moldova, unde va ploua doar pe spații mici. Vântul o să bată mai tare în timpul ploilor, iar în zona montană înaltă așteptăm lapoviță și ninsoare. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Mâine vom avea o zi rece. Va ploua în jumătatea de nord a țării, iar prin sud doar local și ne putem aștepta la descărcări electrice. La munte, precipitațiile se transformă treptat în ninsori, iar la altitudini mari va fi viscol. Și în restul zonelor, vântul o să fie puternic. În sud și în sud-est o să depășească 50 de km pe oră, iar în Oltenia o să atingă și 65 de km pe oră. Asta va face ca senzația de frig să fie mai mare. Temperaturile maxime pornesc de la 4 grade și se opresc la 13. Mai scăzute vor fi în dealurile vestice. În capitală. Din această noapte se schimbă vremea și aici, mâine vântul o să bată cu peste 40 de km pe oră și vor fi condiții de ploaie. Maxima se oprește la 12 grade. Nici joi nu se schimbă prea mult situația, vremea rămâne deosebit de rece și vor fi posibile ploi slabe, de scurtă durată. Temperatura maximă 13 grade. Vineri mai cresc ușor temperaturile, iar din când în când apare și soarele. Dimineața vântul o să bată mai tare, iar maxima ajunge la 15 grade. La munte predomină ninsorile și se depune un nou strat de zăpadă. Iar la altitudini de peste 1500 de metri în Carpații meridional și de curbură va fi viscol. Cantitățile de apă local vor depăși 15, chiar 20 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea se va menține deosebit de rece, iar în jumătatea nordică va continua să plouă, în timp ce în sud norii vor fi mai puțini și doar din loc în loc mai vin ploi slabe. La munte continuă să ningă, iar maximele vor fi cuprinse între 3 și 14 grade. Vineri mai cresc puțin temperaturile, din când în când o să apară puțin și soarele, iar în nordul, centrul și estul țării vor fi perioade cu ploi slabe. În zona montană precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mari vin alte ninsori. Cam atât pentru moment despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. La revedere!